Prima ediție a festivalului concurs de gulaș românesc s-a desfășurat sâmbătă în localitatea Ciolt, pe Valea Scăriței, unde mai mulți bucătari și-au demonstrat abilitățile culinare. La eveniment au participat pentru început 10 concurenți, iar organizatorii spun că există șanse mari ca acest festival să devină o tradiție, iar următoarea ediție să fie chiar peste câteva luni. Participarea este, după mine, destul de numeroasă. La prima ediție, 10 concurenți, respectiv 10 ceaone pentru guiaș, și fiecare bucătar are câte 2-3 ajutoare de bucătar. După cum sunt solicitările de pe acum, se preconizează să mai facem o ediție chiar în toamnă. Bucătarii prezenți, chiar dacă nu au fost toți profesioniști, au dorit să impresioneze juriul cu rețetele lor. Unii și-au dezvăluit chiar și o parte din ingredientele folosite pentru a obține cel mai gustos gulaș. Mulțumim organizatorilor că ne-au făcut o plăcere în zona noastră să facă așa ceva. Am făcut pentru astăzi un bob gulaș unguresc, care va fi spre juriul de fața noastră pentru concurs. Sperăm să avem un premiu. Am folosit în mod special carne de miel și carne de porc mai puțină, pentru că din miel era propus ca să se facă. Am pus morcovi, cartofi și tot ceea ce conține un bob gulaș. În concurs au înscris 10 echipe cu bucătari din Ciolt, Bucium, Șomcuta Mare, Cavnic și Baia Mare. Juriul nu a avut o sarcină deloc ușoară în desemnarea învingătorului, iar pentru a lua o decizie nu au ținut cont doar de gust, ci și de culoare sau consistență.